Salutare, dragilor! În această săptămână mă bucur să mă aflu chiar în televiziunea Arad, în sediul televiziunii Arad, unde mă voi întâlni cu invitata mea. Este o persoană pe care cu siguranță o îndrăgiți și pe care o vedeți la toate evenimentele din județul nostru, pentru că este foarte apreciată de către publicul arădean. Așa că haideți să poposim la Nicoleta Pavel! Nicoleta deja ne așteaptă. Draga mea, bine te-am găsit! Bine că m-ai găsit ca să putem să plecăm. Unde plecăm? Facem un tur al orașului și povestim. Avem foarte multe de povestit, așa că eu zic să nu mai pierdem vremea și să mergem spre mașină. Draga mea, Nicoleta, am ajuns în mașină, am început turul orașului și mă bucur tare mult că ai acceptat invitația mea. Îți dai seama cât de bătrână mă simt. De ce? Pentru că în urmă cu câțiva ani nu m-aș fi gândit că va veni ziua în care Mădălina să mă urce în mașină, să stau în dreapta și să mă ducă la plimbare. Deci, crede-mă că am simțit de la bun început că mă întâlnesc cu cineva din familie. Și nu știu dacă telespectatorii noștri știu, dar noi tot timpul te-am numit mămica noastră adoptivă, eu și Bogdan Faur, pentru că tot timpul ai fost alături de noi, când, în special de la începutul proiectului Privește Tânăr, dar și după ai rămas acolo alături de noi. Da, așa este, pentru că voi ați crescut practic sub ochii mei, tu pe scenă, Bogdan în redacție. Și bineînțeles că sunteți și de vârsta copilului meu, cu atât mai mult că puteți să fiți copilașii mei și v-am adoptat. La Bogdan se și face confuzie cu mamele. Cer iertare. Am mai auzit. Cer iertare Liei. Și până și Lia mi-a spus acest lucru, dar important este să fiți voi sănătoși și important este să mergeți mai departe pe drumul pe care vi l-ați ales. Tu ești un om foarte iubit, nu mai este un secret, ești un om foarte apreciat, toată lumea o cunoaște pe Nicoleta Pavel, toată lumea o îndrăgește pe Nicoleta Pavel și dacă lumea nu o îndrăgește, înseamnă că nu a cunoscut-o suficient de bine. Mă bucur că ai rămas așa cum de fapt ai început, autentică. Și asta este de fapt prima mea întrebare. Cum reușești să rămâi atât de naturală și autentică într-o lume în care naturalul nu mai există? Știi cum reușești? Reușești dacă atunci când ai plecat la drum, așa cum a fost cazul meu, am plecat cu gândul de a face ceva bun. Și atunci reușești să rămâi tu dacă poți să te adaptezi, indiferent de ce situație întâlnești pe parcursul vieții. Acum nu mai este un secret că eu m-am adaptat de la rolul de prezentator, am trecut la realizator, emisiuni de copii, emisiuni de adulți, de toate felurile. E chestie de adaptare la situație și dacă te adaptezi la momentul respectiv, nu trebuie să nu fii natural, adică să fii artificial. Cum privește publicul partea asta ta? Cum simți că te primește publicul? Publicul m-a primit întotdeauna cu foarte multă căldură, însă să știi că sunt 16 ani aproape, 15 ani și un pic de muncă, în care oamenii au încercat, unii să-mi fie alături, vorbesc de publicul meu, nu prea s-au plictisit pentru că tot timpul am reinventat oarecum ceea ce am făcut. Am rămas pe aceeași linie de folclor, de lucruri frumoase, partea frumoasă a presei, dar întotdeauna am încercat să vin cu ceva nou, un pic de noutate. Când a luat start parcursul tău în televiziune și cum? Știu că ai o poveste foarte interesantă. Da, a fost o întâmplare. Pentru că lucram pe vremea aceea la pista de karting din Arad, care nu mai există astăzi. Și eram un fel de purtător de cuvânt în presă pentru evenimentele sportive. M-a remarcat Lazar Faur, a vrut
se purta, era moda prezentatoarelor în sport și a vrut să mă ducă să prezint jurnalul sportiv la Info TV. Bineînțeles că n-a avut nicio legătură cu asta așa și proiectul meu a luat, a prins viață puțin mai târziu, mă întorc cu drag în satul meu. Foarte puțină lume a avut încredere atunci în proiectul meu, însă important a fost că cei din echipă, domnul Lazar Faul, domnul director, au avut încredere în mine și iată-mă, după 16 ani, tot aici. Cum se desfășura acest proiect? Și îți spun asta pentru că mi-aduc aminte, eram mică, eram destul de mică când am auzit pentru prima oară de acest proiect al tău. Și când Nicoleta Pavel poposea la noi în localitate, era sărbătoare, adică toată lumea vorbea înainte despre asta, o să vină Nicoleta, o să filmeze Nicoleta. Da, cred că acest lucru m-a motivat foarte mult. Atunci când ajungeam într-o localitate, era zi de sărbătoare pentru toată lumea, pentru că implicam foarte mulți oameni din comunitate. Mergeam la școală, mergeam la primărie, mergeam la biserică, în gospodăririle, în gospodăria oamenilor, uite că mă bâlbui deja. Mi-a fost și mi este cel mai drag proiect, este proiectul meu de suflet și am fost foarte, foarte necăjit atunci când a trebuit să renunț la el. De fapt, n-am renunțat, doar că lucrurile au evoluat într-un anume fel și nu s-a mai găsit, pur și simplu nu s-a mai găsit buget pentru o emisiune care până la urmă era cartea de vizită a fiecărei localități. Asta este o mare durere a mea. Mi se părea că pe lângă oamenii care te primeau cu brațele deschise și ți-am spus, era o bucurie imensă pentru ei, tu promovai valorile locale. Promovam tot ce găseam bun în acea localitate. Plecăm de la tradiții. Întotdeauna vorbim cu mândrie despre originea noastră. Și sunt convinsă că și dumneavoastră păstrați în suflet dragostea și dorul de meleagurile natale. Dar nu numai tradiții, pentru că promovam tinerii din localitate, promovam, găseam, scotoceam în lăzile cu zestre. Nu odată mi s-a întâmplat să ajung în casa unor oameni și să caut în dulapuri și să scot de acolo tot felul de minunății despre care și ei... Nici ei nu mai știau că există. De aceea spun că acel proiect a fost proiectul meu de suflet, un proiect care poate că odată cineva se va gândi să-l reia. Eu cu siguranță nu știu dacă o să mai pot să fac acest lucru, dar dacă s-ar găsi cineva care să-și dorească să-l reia, aș ajuta cu tot dragul. Dar nu ai plecat departe de această emisiune și în continuare noi te putem vedea la TV Arad, într-o emisiune la fel de frumoasă, într-adevăr mai diferită, dar la fel de frumoasă. Da, am rămas la TV Arad. Bine, s-a încercat și televiziunea Arad, a încercat proiectul Mă întorc cu drag la un moment dat, dar am emisiunea de direct și concomitent emisiunea de direct, Aratonul pentru persoanele în vârstă. Tot un proiect de suflet al meu, însă pandemia ne-a cam încurcat socotelile și a trebuit să îl oprim, nu pentru totdeauna, ci doar pentru perioada în care nu putem să mergem la bunicii noștri așa cum ne dorim, dar revenim. Îți plăcea mai mult să te întâlnești cu oamenii și să ai un contact direct cu ei sau îți este parcă mai ușor să vorbiți doar? Nu. Pentru mine contactul cu oamenii este cel mai important. De aceea merg și prezint foarte multe evenimente în județ. Parcă așa, înlocuind oarecum proiectul Mă întorc cu drag, am colindat tot județul Arad, dar anul acesta chiar l-am colindat cap-coadă. Și mi se pare că atunci când întâlnești un om și îl privești în ochi și discuți cu el, este acel moment, este legătura care se formează între... Și am întâlnit foarte mulți oameni frumoși, am legat foarte multe prietenii. Cred că dacă, Doamne ferește, aș rămâne vreodată defectă oriunde în județ, aș avea unde să înoptez peste noapte, ceea ce este foarte important.
chiar am observat acest lucru, fiind alături de tine într-o zi, toată lumea te cunoștea pe stradă și toată lumea venea la tine măcar să o salute pe Nicoleta Pavel, dacă nu să și vorbească cu ea. Vedeam bucuria din ochii lor. Da, este o bucurie pentru că eu, indiferent cât de obosit am fost, întotdeauna au fost momente în care nu m-am simțit bine la scenă sau am fost foarte, foarte obosită. Niciodată n-am refuzat să schimb o vorbă cu publicul meu, pentru că eu n-am uitat nicio secundă că datorită lor eu sunt astăzi Nicoleta Pavel. Așa este. Ești prezentă la foarte multe evenimente. Cumva, când spui prezentator, eveniment, Nicoleta Pavel este varianta care ne vine... Deja uzată. Ne vine... Nu, să știi... Oamenii apreciază foarte mult, cum spuneam și mai devreme, autenticitatea ta și modul în care ai continuat să desfășori toate lucrurile astea. Evenimentele la care tu participi, am observat că sunt de diferite genuri. Da, da, am ieșit un pic din zona de confort, un pic mai mult și am prezentat tot felul de evenimente, într-adevăr, plecând de la evenimentul pentru cei mici, în care îmbrăcată în clown am dat puțin în mintea lor, așa, evenimente topul firmelor, un eveniment de marcă a județului Arad, evenimente medicale, concursuri de Miss, balul bobocilor, de toate, de toate pentru toți. Însă cel mai bine m-am regăsit întotdeauna acolo unde am avut zona de folclor. Acolo este de fapt și de drept zona mea de confort. Și cred că de fapt zona ta de confort este acolo unde îmbraci costumul popular. Cred că ai o colecție destul de vastă, să spun așa, de costume. Am, dar niciodată suficiente. Niciodată suficiente. Cum reușești să le îngrijești? Acum, te-aș întreba câte ai, dar nu știu dacă știi să-mi spui cu exactitate. Nu știu să spun. Știi de ce? Pentru că am foarte multe elemente din portul popular, nu neapărat costume așa cap-coadă. Și atunci n-aș putea să-ți spun exact câte am. Cum le îngrijesc? Cu foarte multă dragoste. Dacă nu sunt cel mai ordonat om din lume în ceea ce privește hainele și dulăpioarele, în dulapul meu, în lada mea de zestre, cu costume populare, acolo toate sunt pe umeraș. Întotdeauna, primăvara, înainte să încep sezonul, am grijă să le reîmprospătez, sunt curățate manual, nu le duc la curățătorie, mi le calc singură, adică am grijă singură de ele, nu las pe nimeni să se atingă. Și dacă împrumut ceva, cer înapoi așa cum este, nu e nicio problemă dacă s-a murdărit, îl curăț eu ca să nu se strice. Știu că și mie mi-ai împrumutat la un moment dat un costum superb, pur și simplu, și chiar mă gândeam care este de fapt portul tău preferat, costumul tău preferat, adică trebuie să fie unul de suflet. Nu există unul de suflet, indiferent, există un costum de suflet al meu, dar nu pot să spun că este cel preferat, toate sunt preferatele mele, însă costumul meu de suflet este costumul de Arad, din zona Vârfurilor, pe care l-am și purtat anul acesta la Țebia. O să inserăm și o fotografie, da, pentru ca oamenii să-l vadă cât este de frumos. O parte din el, pentru că vorbim de spătoi și de poale pe care le-am primit de la sora regretată Mihaela Mariș. Este un costum pe care îl prețiez foarte mult și anul acesta mi-am dorit foarte mult la Țebia, dacă Mihaela nu mai este printre noi, măcar costumul pe care ea l-a purtat. Ea a fost o adevărată moață. Da, am și mai primesc și eu împrumut, să știi, uite, pentru că tot vorbeam de Țebia, prietenii mei de la Râdeana mi-au împrumutat cercuțul. Mi-au împrumutat câteva elemente care să completeze costumul popular. Pentru că eu cercuț nu mai am. Știi de ce? De ce? Tandi Mărioara, dacă mă vede, o să zic că, măi, Nicoleto, eu ți-am făcut cercuț nou și ți-l dorit cu atâta dragă. Tandi Mărioara Bundela și Cula mi-a confecționat un cercuț în urmă cu câțiva ani. Însă, pe una din scenele județului, mai exact la Ineu, am întâlnit o domnișorică, o fetiță, era foarte mică atunci, mică, în costum de șicula, care n-avea cercuț și a cântat Dumnezeiește.
Și eu mi-am dat cercuțul jos și l-am pus Alexandrei Madaras pe cap. Wow. Și am rămas eu fără cercuț. Dar la 45 de ani merge și fără cercuț. Mai cer împrumut. Gestul tău, cred că de fapt te definește. Ești un om foarte bun și mi-a plăcut foarte mult că întotdeauna ai susținut tinerii. Da. Mai ales că este un domeniu, de fapt folclorul nu mai este la fel de apreciat și iubit, poate, cum a fost odată. Chiar și în emisiunile tale am observat că inviți foarte mult tineri și că ești alături de ei. Noi avem foarte mulți tineri talentați, extrem de mulți, mai ales acum și copii foarte talentați și trebuie susținuți, exact cum și în domeniul muzicii ușoare, arădeni, avem tineri talentați. Trebuie promovați. Eu am un off cu publicul. În acest sens și tu știi asta. Și ca, da, și ca o paranteză, acum suntem în zona în care tu practic ai început. Da, da. Suntem la fostul sediu Info TV, putem să spunem asta. Îmi aduc aminte cu drag că veneam aici la filmări. Erai practic aici, aici am copilărit. Aici am copilărit și eu. Și într-adevăr au fost niște vremuri frumoase. Revenind la ce vorbeam mai devreme, ești alături de tineri și într-adevăr sunt foarte mulți tineri arădeni, talentați, extrem de talentați. Dar cum reușim să-i susținem cu adevărat și să îi facem să-i motivăm? Există două probleme aici. Prima problemă este că nu putem să delimităm adevărata valoare de valorile care sunt un pic forțate de părinți, de bunici și așa mai departe. Adică avem valori, avem copii foarte talentați care sunt capabili să ia microfonul în mână la orice oră și să-ți cânte. Și avem foarte mulți copii și tineri care bunicii, părinții au insistat foarte mult să ajungă vedete. Le-au creat pozitive și merg cu acele pozitive și se promovează. Și atunci eu vorbesc strict din punctul meu de vedere ca și realizator. Nu vreau nici să dezamăgesc părinții care susțin copilașii și vor neapărat să-i scoată la lumină, chiar dacă nu sunt foarte talentați. Și să fac diferența, adică să le spun eu, doamne, nu e în regulă ce se întâmplă. Și atunci facem niște compromisuri pe care n-ar trebui, asta este o mare durere a mea, n-ar trebui să le facem, însă nici nu poți să dezamăgești copiii. Aici este o problemă a noastră, în general, nu avem ce să facem, așa că aș sfătui părinții care, atunci când un profesor le spune, doamne, lasă copilul, nu-l forța, să-l lase, pentru că nu este în regulă, adică cel care este într-adevăr foarte talentat este umbrit de un copil care are bani, ca să spunem lucrurilor pe nume. Uite, mă deteam, nu mă gândeam că o să vorbesc despre asta într-o emisiune. Nu, dar să știi că mă bucur foarte mult, pentru că să știi că și eu mă gândesc foarte des la asta, pentru că văd foarte multe exemple de genul ăsta în jur, de copii care poate n-ar simți să fie acolo pe scenă, poate au o altă pasiune care pornește din interiorul lor și automat sunt oarecum obligați și se simte, adică eu îi simt și sunt unii care sunt talente născute, adică excelează și poate n-au posibilitățile celor care sunt atât de promovați. Oricum, uite, ajungem într-un alt punct pe care, sincer, chiar am vrut să-l discut cu tine, pentru că tu, fiind atât de autentică, cred că ai observat că folclorul nu mai este întotdeauna folclor. Da, și aici... Și știi la ce mă refer, da, când spun asta. Da, lucrurile evoluează, odată cu ele și folclorul și costumul popular și așa mai departe. Am intervenit acum un nou curent muzical pe care copiii și tinerii îl adoră. Eu niciodată n-am să fiu împotriva nimănui, în sensul că accept absolut orice gen muzical, le ascult, dar mă deranjează cele în care sunt promovate foarte mult jurăturile și așa mai departe. Nu este regulă să vezi în fața scenei copii de
10-12 ani și pe scenă cineva să îi învețe, nu că n-ar ști, așa, dar nu acesta este modelul. La folclor, din nou, nu îmbrăcăm niciodată costumul autentic, să cântăm muzică comercială. Este în regulă, muzica comercială, absolut orice muzică, dar fiecare trebuie să aibă locul ei. Și dacă păstrăm filonul folclorului autentic, acolo unde este locul, și facem diferența dintre una și asta, alta este în regulă. Cum putem să-i îndrumăm pe copii încă de la început să facă diferența între aceste lucruri? Pentru că ei petrec foarte mult timp în ceea ce înseamnă online și automat, stând acolo, văzând foarte multe lucruri, tind să fie ușor influențați. Păi, normal că cine dă tonul? Online, da. În momentul în care cineva se hotărăște că vrea să facă muzică sau să cânte sau așa, să se îndrepte spre o școală. Vorbim aici de școala populară de arte, liceul de muzică. Deci noi avem la Arad variante, la cei mici, Palatul Copiilor. Deci acolo o să meargă la un specialist și în drum aici părinții se ducă spre un specialist care știu exact spre ce să îndrume copilul. Este regulă că le plac manelele, de exemplu, sau nici nu știu cum se numesc acum, trăpânele, apar n-am. Da, exact. Sunt un pic depășită de situație, dar este regulă. Pot să învețe absolut orice. Ideea este să facă diferența între una și alta. Atât cer tinerilor, atât am cerut întotdeauna copiilor, când urcă pe scenă într-un costum autentic, să cânte ceea ce reprezintă costumul pe care l-au îmbrăcat. Dacă vor alt gen muzical, nicio problemă, schimbăm ținuta și putem să, da, să dăm curs. Putem. Niciodată nu o să accept părerea unora care spun că da, că s-a stricat, că s-a distrus. Nu este adevărat, dragilor. Nu s-a distrus nimic atâta timp cât noi avem grijă de el. Așa este. Tu ești foarte activă și în ceea ce înseamnă social media. Și Eu cred că este un lucru foarte bun, pentru că oamenii știu întotdeauna unde să o găsească, unde să o urmărească pe Nicoleta Pavel. Cum împaci viața reală cu cea virtuală? Mai, dacă știi să folosești partea asta virtuală, nu poate să-ți facă rău. Adică are rolul ei și un rol foarte bine definit, zic eu. Nu poți trăi fără mediul online. Dacă nu ai Facebook, nu existi, sau Instagram, sau mă rog, ce mai avem pe acolo, nu știu să le folosesc chiar pe toate, dar eu zic că le folosești foarte bine. Le folosesc așa cum trebuie. Este foarte important să fii prezent. Dacă transmiți exact ceea ce trebuie să transmiți, și uite, eu pierd foarte mult timp, dar nu e o pierdere de timp neapărat, petrec foarte mult timp răspunzând la mesaje. Niciodată nu s-a întâmplat să primesc mesaje și să trec, să sar peste ele, decât de ziua mea, atunci nu mai pot să răspund la nimeni. Acolo e mai complicat. Atunci e complicat, pentru că tu și primești, ai foarte mulți oameni lângă tine și cantitatea de mesaje fiind atât de mare, cred că este destul de greu să faci față tu singură. Trebuie să fim online și emisiunile mele sunt și online și încerc foarte puțin. Tineri ar spune acest lucru și nu o să dau nume, dar să știi că mi se întâmplă și în ultima perioadă după pandemie, tot mai des, să-mi scrie tineri. Tineri cu diferite probleme, eu sunt și un fel de, așa cum spune Cristi, psihologul de serviciu, poate că și tendința mea de a fi mămoasă sau foarte apropiată de copii, de când sunt mici și pe perioada adolescenței, le induc acea încredere vis-a-vis de mine. Și atunci foarte mult timp petrec discutând cu ei anumite probleme. Tineri despre care n-ai spune niciodată că ar scrie Nicoletei Pavel. Cum arată o zi din viața ta atunci când nu ești în lumina reflectoarelor? Ce-ți place să faci? Ce te relaxează? Ce-ți face sufletul fericit cu adevărat? Da.
ce-mi face sufletul fericit, Reli, să mă ierți. Îmi place să merg foarte mult la aerobic, la gimnastica aerobică pe care o practic de foarte mulți ani. Și recunosc că în ultima perioadă am tras într-un mare fel chiulu. Dar asta mă relaxează, îmi dă foarte multă energie. La ora 8 dimineața sunt în sală, atunci când pot și eu să merg din nou cel mai scurt timp. Este o promisiune, da, înregistrată este, chiar. Este și să știi că chiar simt nevoia și merg cu drag de fiecare dată. Îmi place foarte mult să stau degeaba. Să te relaxezi. Pentru că nu prea mi se întâmplă să am la dispoziție timp în care să stau degeaba. Atunci când am prins momentul, stau degeaba și mă uit la televizor. Îmi place să mă uit la filme care să mă deconecteze, în mod special la comedii, la filme romantice. Cam asta fac. Asta mă relaxează pe mine. Cine simți că te-a susținut cel mai mult pe parcursul anilor în ceea ce ai făcut tu și în toate proiectele tale? Cine crezi că a crezut cu adevărat în tine și în puterile tale? Nu știu dacă neapărat m-a susținut cineva, pentru că susținerea a venit puțin mai târziu, după ce am și confirmat cu emisiunile și așa mai departe. Nu vorbim de începuturi, vorbim de întreagă carieră. Însă există un om care a fost întotdeauna la un clic distanță de mine, ca să spun așa, la un pas distanță, care a crescut practic odată cu mine și care m-a susținut întotdeauna. Niciodată nu i s-a părut că ceea ce fac eu este ceva care pentru el, că i-am furat din timpul lui sau așa mai, și așa mai departe. Și uite că chiar m-am emoționat despre Octavian. Octavian, dragul de el, a fost omul care a fost lângă mine tot timpul pe parcursul carierei mele. Am trecut împreună prin foarte multe, foarte, foarte, foarte multe lucruri în cei 16 ani, dar lucrurile au evoluat într-un mare fel, s-a transformat din copil în adolescent și acum în bărbat în toată regula la 23 de ani. Mulți înainte. Dar niciodată nu mi-a reproșat, deși îl durea și simțeam acest lucru că am lipsit de la ziua lui de naștere, de foarte multe ori când avea probabil nevoie de mine, eu ajungeam în momentul zero, pentru că n-am lipsit. Dacă ajungeam la ora 12 fără 2 minute cu tortul la ușă, era regulă. Am încercat, dar el a înțeles. Vede ce mamă minunată are și câte lucruri frumoase faci și cred că, poate chiar dacă nu-ți spune foarte des, cred că este foarte mândru de tine. N-are cunoaște nici tăiat și cu sare pe el, pentru că este copilul lui mamă, adică, na. Dar cred că se mândrește cu mama lui și să știi că a luat foarte mult de la mine, foarte mult. Dacă există o mândrie personală, aceea se numește Octavian. E minunat, mă bucur tare mult și în finalul emisiunii, o emisiune în care, crede-mă, m-am relaxat și m-am bucurat atât de mult că am putut să vorbesc despre toate lucrurile astea cu tine, pentru că tu chiar ai atât de multe lucruri să spui și încă timpul ne presează, pentru că ar fi foarte multe de discutat. Aș vrea să te rog să adresezi un mesaj publicului, pentru că publicul te iubește și este alături de tine mereu, cred că a demonstrat asta. Un mesaj pentru cei care sunt astăzi cu ochii pe noi. Și întotdeauna cu ochii pe tine. Da, am preluat de la Ștefan Muntenaș, cu voia lui, un mesaj pe care să-l transmit de fiecare dată publicului atunci când plec de pe scenă și mulțumesc încă o dată că îmi permite, că îl împărțim amândoi, pentru că m-am regăsit în el și pot să spun doar atât. Nu uitați, dragii mei, Nicoleta Pavel mă prețuiește, bunul Dumnezeu să vă iubească. Foarte frumos! Îți mulțumesc din suflet, Nicoleta, atât pentru mine cât și pentru Bogdan, că de data asta chiar îmi permit să vorbesc și numele lui. Ești un om foarte important și ori de câte ori am avut
nevoie de un sprijin, un sfat sau chiar o problemă și voiam doar să vorbim cu tine, ai fost alături de noi, cum ai spus și tu, la un click distanță. Pentru că la un moment dat era foarte greu să ne vedem cu toții și atunci mediul online ne ajuta cât de cât să păstrăm relațiile mai apropiate, cât se putea. Ești minunată și te susținem. Știu că ai proiecte frumoase, proiecte care, în care promovezi folclorul și ideea de a iubi tradițiile. Asta vrem să insuflăm tinerilor și îți doresc din tot sufletul să rămâi la fel. Mulțumesc! Vă pupăm, dragilor, și ne bucurăm că și în această săptămână ați fost alături de noi. Ne revedem săptămâna viitoare. Toate cele bune! We'll be right back.